Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care l-avem ca invitat pe analistul politic Gheorghe Vlase. În Vlase vorbeam în prima parte a emisiunii despre detalii din ședința Comitetului Executiv Național, așa cum reies ele din sursele pe care Mediafax, agenția Mediafax le are. Între timp aflăm că Liviu Dragnea a ieșit un pic din sala de ședință să se răcorească, probabil, și le-a transmis jurnaliștilor că va fi un vot, dar nu a precizat despre ce ar fi vorba cu acel vot. Și atât. Da, în stilul caracteristic, Liviu Dragnea pare că este stabil, pare că are în mână partidul, vorbește calm și echilibrat și asta îți dă de înțeles că el stăpânește situația. Ceea ce se va întâmpla, vom vedea după ce se termină această ședință. Repet că ceea ce se întâmplă la ora actuală nu este deloc bine, atât pentru partid cât și pentru țară. Ne trezim din nou la guvernare cu oameni care nu au trecut prin votul cetățenilor și asta nu sună deloc bine. Cum de fapt se întâmplă și la manifestațiile împotriva guvernului, foarte mulți oameni care nu s-au dus la vot, acum vin să protesteze. De acord, e ok, dar du-te, frate, la vot. Dacă PSD-ul a luat din 25%, din 40%, a luat 45%, cât ar reprezenta din total votanți? Vă 25% bănuiesc, nu? Păi era loc de 75% să-l lași pe PSD în opoziție. Deci nu te-ai dus la vot. Ăsta este lucru important și ai dreptul la protest fără niciun fel de problemă. Suntem țară democrată. Fără asta nu se poate. Trebuie să avem cultura protestului, pentru că orice om care o ia pe alăturea, cum încearcă Liviu Dragnea acum la ora actuală și nu încearcă, chiar a ajuns în felul ăsta, îl dai pe centru imediat prin proteste, prin fel de manifestări care îl faci să înțeleagă că nu este bine ce face. Dar de la asta până a nu vota și după a ieși în stradă că nu-ți convine, nu este în regulă. Da. Citeam mai multe amănunte în continuare, alte surse, alte site-uri de știri. Lucrurile, încă o dată, converg către o chestie așa unanimă, că nu vor fi excluderi din partid. Ar fi culmea. Nu va cere nimeni excluderea cuiva din partid. În ciuda criticilor dure aduse de mai mulți lideri ai PSD pentru conducerea partidului, pentru Liviu Dragnea. Înțeleg că între timp și un lider notoriu, cel de la Vrancea, a zis că, domne, asta cu scrisoare... A făcut-o înainte de ședință. Da. A declarat înainte de ședință chestiunea asta. Da. Și mulți alții care zic că, domne, noi nefiind hotărâți, nu știm cu cine să ținem, mai vrem o ședință a Comitetului Executiv Național. Știu mai, dacă n-a fost în primul tur, în al doilea tur, măcar să votăm și noi ceva. Da, trebuie ținut cont de guvernare și trebuie ținut cont de responsabilitatea pentru guvernare, pentru că nu poți să faci lucrul ăsta oricum. Cine face așa ceva înseamnă că e responsabil. Da. Aseară primarul Buzăului l-a atacat foarte dur pe Liviu Dragnea într-o intervenție la Realitatea TV, nu? Domnul Vlase. Da, și am înțeles. Bun. Mai așteptăm să se deschidă un mesaj între timp, pentru că, de ce v-am zis, cred că de la alerta asta, de la ISU, nu știu dacă ați primit cu toții, zice așa: contez pe experiența domnului primar pentru reînnoirea relațiilor de prietenie cu cei de la centru. Cine Doamne spune? Ajută, zice cineva. Poftim? Cine spune? Un spectator. Pentru reînnoirea relației de prietenie cu cei de la centru. Dacă se va întâmpla să... Da, după ce a zis, primarul Toma aseară la Realitate. El este un om care, când spune ceva, o spune cu toată tăria și cu tot curajul. Așa este domnul primar. Bun. Pe plan local, domnul Vlase, am discutat data trecută despre realegerea edilului șef Constantin Toma în funcție de lider al organizației municipale. Nu avea contracandidat. Nu avea și nici... Adică, până la urmă, cine putea să aibă pretenția de a fi... Nu, n-avea cum, nu. Nici vorba. E departe de a fi cineva egalul lui la ora actuală. Face treabă.
își asumă responsabilități și răspunderi și așa mai departe. N-ai ce să-i reproșezi. Bun. Pe la alte partide ce mai vedeți, domnul Vlase? Nu se vede nimic. Adică la PNL, de păi, exemplu... Dacă ați auzit dumneavoastră ceva, eu n-am auzit o declarație la PNL, n-am auzit o viață politică la PNL, Buzău cel puțin, da? Cred că le-i teamă sau ce au. Opoziția trebuie să existe pentru că numai așa e o viață plină politică și trebuie făcută cu tot discernământul și toată responsabilitatea, pentru că cetățenii acestui Buzău au și alte categorii de oameni care doresc și altfel. Și asta îi trebuie chiar și PSD-ului o opoziție, pentru că dacă e prea mult, nu este în regulă. Nu este în regulă pentru un partid să aibă aproape totul. Dar liderii de la PNL se lasă în această viață dulce, oamenii sunt vă câțiva cu dintre ei parlamentari, n-au nicio treabă, nu fac nicio declarație și iată că cu cine să discuți. ALDE a avut o perioadă în care săptămânal ieșea în fața presei, gata, nu mai e cazul. După ce doamna Grațiela Gavrilescu, vicepremier ALDE, bineînțeles, și-a încheiat interimatul la șefia ALDE, au rămas parlamentarii Adrian Mocanu și Dorin Bădulescu să conducă, să coordoneze organizația și de atunci aproape nimic. Dacă Tăriceanu scapă de dosarul de tot, adică îi dau și în recurs sau cum este apel dreptate că nu a avut nicio treabă cu ceea ce a fost acolo, ALDE va obține un scor destul de mare, iar Tăriceanu la prezidențiale un scor bun. De ce? Pentru că iată de câteva zile tace, nu se amestecă în acest conflict și bine face. Sunt convins că pândește și un moment când o să încerce o distanțare de PSD mai pe la anul încolo, pentru că urmează o nouă guvernare și în funcție de ceea ce se proiectează sau se preconizează că va fi la putere după o uzură destul de mare a PSD-ului, se vor plasa și ei acolo unde e un partid mic și sunt oameni puțini care pot să ridice un scor foarte mare, să aibă pretenția că să emită pretenții la o guvernare sau să impună cuiva un anumit drum. Și atunci așteaptă momentul și unde se creează majoritatea, hop și ei. Un altul de mereu. Un DMR român, dacă putem spune așa. Bun, Victor Ponta va tăia panglica organizației de la Buzău săptămâna viitoare, Partidul Pro-România. Nu cred că o să aibă un succes răsunător Victor Ponta. Faptul că a trebuit să plece din partid a fost o mare problemă. Și că s-a nimerit acolo un Dragnea care l-a eclipsat total și efectiv l-a aruncat afară. La Buzău Pro-România o să fie așa de fațadă. Am citit în ziar că ar fi niște oameni pe acolo. Cu Daniel Constantin și cu încă câțiva oameni pe acolo, nu cred că o să... Dacă o să treacă de 5%, o să fie un eveniment extrem de important. Dar stați așa, nu să știe ce se va întâmpla, pentru că Victor Ponta îi așteaptă pe cei nemulțumiți în Pro-România, cei nemulțumiți din PSD. Poate câțiva dintre ei care nu mai au viitor politic în PSD, dar oameni care sunt stabili în PSD nu se duc la Victor Ponta. Cineva a întrebat așa, de ce ridică atât în slăv pe PSD și invitatul dumneavoastră? Ca să aibă acces mașinile în crâng? Nu, acolo suntem în conflict. Da. A fost ieri o dezbatere sau se așteaptă să-și rupă gâtul Ciolacu să prindă un post? Eu nu. Nu? Și treaba mea cu Ciolacu? Să vă prindem noi la PSD, domnul Vlase. Ce treaba mea cu Ciolacu? N-am început. Ciolacu e președinte. Ce să prind eu acolo? Așa. Bun. Dar nu țin neapărat cu PSD. Am făcut o analiză a PSD-ului. Da. Ieri a fost ședința, dezbaterea publică, da. Da? La primărie cu
În care au venit numai cei patru administratori din Crân, gata. Am înțeles. Și bun, care a fost concluzia? Pe concluzia, domnul viceprimar Ionuț, cum îl cheamă? Apostol. A luat de la fiecare reprezentant propunerile pentru modificarea hotărârii sau dacă pentru a le pune în Consiliul Local și urmează un vot probabil în Consiliul Local și cu propunerile noastre, care sunt extrem de importante. Iată că noi am ajuns acolo, suntem oarecum în conflict cu primăria Buzău pentru că nu suntem de acord cu toate modificările pe care le-au adus aceste hotărâri. De altfel, pentru noi destul de grele de respectat pentru faptul că avem acolo unități comerciale care cu salariați și fel de lucruri importante care trebuie să rezolvăm cu mașinile. Nu intrăm pe strada principală, intrăm pe strada cu mașini. Bun, o să vedem ce formă va avea până la urmă acest proiect, ce va fi supus aprobării în Consiliul Local Municipal și când. Că există și această problemă, poate va fi amânată, să știm. Da, am cerut și o chestiune de genul ăsta până când noi putem să ne creăm mijloace necesare pentru a ajunge acolo, eu știu, poate ne cumpărăm o mașină electrică, poate... Cine știe, cărăm oameni de la nuntă, de parcarea de la Kaufland. Dacă o caleașcă se poate? Bănuiesc că da, pentru că dacă e vorba de poluare, dacă a pus problema... Problema principală asta a fost sănătatea și poluare. Da. Dar circulația autovehiculilor, nu? Da. O caleașcă. Și asta e posibil, deci o să găsim o formulă. Deci de am și cerut această amânare să ne putem replia. Da. 18.46 anunță Mediafax. Liviu Dragnea își dorește la finalul Comitetului Executiv Național al PSD un vot. Dar nu se știe ce va viza acest vot. Deci Liviu Dragnea, după cum spuneam, a declarat că își dorește un vot la finalul acestei ședințe. Adică să fie ceva, băi, concret. Noi ce votăm aici? Noi votăm aia. Chiar dacă obține un vot împotriva Liviu Dragnea, Liviu Dragnea este ales de către tot membrii PSD din țară. Tot ei îl vor da jos, într-un congres bănuiesc. Iar un vot împotriva, în cex, împotriva lui Liviu Dragnea, nu înseamnă că de mâine nu mai este președinte. Da. Înseamnă convocarea congresului și de acolo, în sfârșit, încep alte discuții, alte probleme. Așadar, după 5 ore de discuții, până acum nimeni nu a cerut explicit demisia liderului PSD, Liviu Dragnea. Despre asta vorbim. Ați văzut lista, ați văzut scrisoarea, scheme, karate, atacuri sub centură, nebunie. Iar până la această oră nimeni nu a pus problema legată de comportamentul lui Dragnea, de astea. Este foarte greu într-o situație de genul ăsta să vină cineva să pună că de mâine facem într-un fel anume. Sunt și la guvernare, au și majoritate, au o grămadă de proiecte de făcut. Opoziția este deocamdată destul de slabă. Cea mai mare opoziție o are din partea presiei, mai bine zis din partea la Realitatea TV, așa, că pe altă parte nu prea există. Și oamenii își permit să facă și în interior... aceste lucruri, să pună lucrurile la punct, să le dezbată. Asta este viața politică. În lipsa unui rezultat este foarte complicat, sau unei decizii clare, este foarte complicat să răspundem la o întrebare legată de organizația PSD post-criză la nivel național. Există mai multe variante, mergem pe cele, să zicem, extreme, da? Rămâne Dragnea, ce se va întâmpla cu PSD Buzău? Nu cred că este o problemă la PSD Buzău, pentru că rezultatul PSD Buzău la nivel de țară este, în alegerile trecute, a fost destul de mare. Aproape cel mai mare, al doilea sau al treilea pe țară. Nu cred că se va întâmpla ceva. Un rezultat, v-am zis în ultimul sondaj, Buzău este pe primul loc pentru alegeri pentru PSD.
Deci iată, asta este, este o realitate. Și nu cred că își permite cineva să pierdă un asemenea scor. Cealaltă variantă o discutăm, că e din ce în ce mai puțin plauzibilă. Care? Să pice Dragnea. Nu cred că pică acum. Da. Cred că va pica, dar altfel. Da. Până primăvară încolo. A, ce face domnișoara dacă pleacă Dragnea? E, mai așteaptă și acolo un an jumate și își ia averile pe care și le-a strâns, probabil. Păi stați numai un pic, sunt căsătoriți? Nu. A, nu. Dar zic, ce face dacă Liviu Dragnea... Dacă e fidea, l-așteaptă. Și fidea cu lapte. Fidea cu lăptic. Da. Am pus întrebarea sub o altă formă. Evident, domnul Vlase, că o să discutăm săptămâna viitoare. Poate vom avea până săptămâna viitoare vreo decizie, ceva, adică ceva concret, că dacă... Da, pentru Liviu Dragnea nu este rău, oricum are probleme, e rău pentru partid, clară situația. Deci din acest moment, dacă nu se închide acest subiect mâine, dacă mâine nu se închide acest subiect, PSD-ul va avea suferințe mari. Mulțumesc, domnul Vlase, pentru prezență, pentru analiza făcută pe marginea acestui subiect politic al săptămânii și înfierbântat al acestei zile. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV la 19:30. Urmăriți jurnalul prezentat de colega noastră Mirela Copariu. Să aveți parte de un weekend excelent. Numai bine, la revedere!